O misiune a comisă de copreședintele Partidului Național Liberal, Vasile Blaga, privind stabilirea și validarea candidaturii filialei județene a PNL Giurgiu la președinția Consiliului Județean a fost receptată cu foarte mult interes de adversarii politici ai liberalilor, care și vedeau drumul mai ușor spre acest for județean. Deși toți cei care știau cum stau lucrurile au înțeles că este vorba doar despre o eroare, copreședintele organizației județene PNL Giurgiu a cerut o întrevedere cu liderul de la centru, în cadrul căreia lucrurile s-au lămurit. Vasile Blaga recunoscând că a fost vorba doar despre o misiune, de altfel firească, care se poate produce la orice nivel. Așadar, în cadrul unei declarații de presă, copreședintele Gheorghe Ștefan a lămurit pentru toată lumea cum stau lucrurile, iar celor care au înghițit știrea fără a omesteca le-a sugerat să nu se mai bucure anticipat. Încep prin a face o precizare vis-a-vis de declarația domnului copreședinte Vasile Blaga din urmă cu 2-3 zile la un post național de televiziune, prin care domnia s-a făcut din nefericire o greșeală, o declarație nerealistă, prin care a spus că PNL Giurgiu nu și-a stabilit încă candidatul la Consiliul Județean. Am avut a doua zi o discuție cu dânsul, chiar și în prezența domnului Beanu. A recunoscut că a fost o greșeală pentru noi, pentru PNL Giurgiu. Știți foarte bine, rămâne și este și va fi în continuare candidatul PNL Giurgiu la funcția de președinte al Consiliului Județean, domnul Dumitru Beanu, iar pentru cea de primar, domnul Florian Nicolae. Așadar, nu s-a schimbat absolut nimic din acest punct de vedere. Astfel, dacă unii mai au încă nelămuriri legate de candidaturile lui Dumitru Beanu la Consiliul Județean și Florian Nicolae la primăria municipiului, ar trebui să se împace cu realitatea, dar și să accepte că liberalii vor ieși învingători la capătul unei campanii atipice care se va încheia cu dezamăgiri pentru foarte mulți.